Vocile suave și profunde ale Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin se reunesc în ultima zi a lui Făurar într-un concert aniversar. Spectacolul Madrigal 60 va avea loc la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București și va fi dedicat maestrului Marin Constantin, fondatorul ansamblului Coral. Spectacolul extraordinar Gala Madrigal 60, care va avea loc în 28 februarie, la ora 19, în sala Ion Caramitru a Teatrului Național din București, se înscrie în seria amplă de 30 de proiecte speciale dedicate împlinirii a șase decenii de activitate. Publicul va putea asculta timp de 60 de minute un repertoriu exclusiv de madrigale și motete. Concertul se va desfășura într-un decor nou, în costume de epocă. Iubitorii de muzică vor avea parte de o suită de momente artistice muzicale, precum și de expoziții din Arhiva Madrigal, amplasate la intrarea în foaierul Teatrului Național. La finalul spectacolului va avea loc gala premiilor de excelență Marin Constantin. Anfitrion va fi criticul de teatru Marina Constantinescu. Corul Național de Cameră Madrigal a fost fondat în anul 1963 sub bagheta dirijorală a maestrului Constantin Marin. În prezent, ansamblul este dirijat de Ana Ungureanu.